Bună ziua! Astăzi vreau să vă arăt o comandă executată pentru Orhei, un aparat de produs țuică la volumul de 290-300 de litri. Deci, ce este deosebit în aparatul ăsta? Este capacul complet detașabil, prins în 14 căutori. Capacul este semi-rotund, la fel și fundul unde stă productul. Are pereți duble de ulei și în părți de desubt. Deci, abru iesă pe țavă, se duce într-un filtru pentru etere și albumine și într-un filtru, într-un răcitor, aproximativ capacitatea de 100 de litri cu 6 metri de spirală la diametru de 18. Deci, ca să fim mai clar, vreau să vă arăt aparatul de 50 de litri. Deci, construcția aparatului. Foarte comod în exploatare, deci demontează orice piesă din el, aceeași căutorile și capacul cu vasul se hermetizează printr-un inel din silicon alimentar, așa un inel de silicon, care îl poate să fie hermetic. Deci, cum v-am spus, pereți duble în părți de sub și o mod în exploatare. Deci, în el se poate făcut dulceață, țuică și de folosit și caceaua. Vă mulțumesc, o zi bună și distribuiți postările noastre. Mulțumesc!